Bună seara, Ana! Bună seara, doamnelor și domnilor! Deși autoritățile locale au luat măsuri de siguranță privind desfășurarea acestui mare eveniment, jandarmii au făcut față cu greu miilor de credincioși care au fost prezenți la sfințirea Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Nerăbdarea acestora a fost amplificată și de vremea călduroasă devenită insuportabilă după ora prânzului. S-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia sfințirii Catedralei Sfântul Petru și Pavel din Mioveni. Incidente din punct de vedere al măsurilor de ordine nu au fost, decât la primele ore ale dimineții. De fapt, la începutul activității de trecere prin altar, mai multe persoane s-au creat acea îmbulzeală, însă lucrurile mai după amiază au revenit la normal. Pe lângă agenții de poliție și jandarmii gata să intervină în caz de urgență, buna desfășurare a evenimentului a fost asigurată și de personalul de pe ambulanțele care au încercuit zona și de personalul calificat prezent la corturile de prim ajutor. În jur de 22-23 de persoane au reclamat o anumită lipotimie, iar aproximativ 7 sau 8 au fost conduse la Spitalul Rakovița pentru îngrijiri medicale.